În această seară mai avem doar o șansă pentru unul dintre dumneavoastră cei prezenți aici în sala noastră. Așa că, fără prea multe emoții, vreau să invit în scenă pe Georgiana Luca! Bine veni, Georgiana! Bine v-am găsit! Cu ce te ocupi? Contabil. V-ați nenorocit! Contabil! Baftă, Georgiana! Ia să vedem noi ce licităm! Știți cine o să meargă mai departe la acest joc? Cel sau cea care îmi va spune cât costă acest minunat tricou X-Factor pentru bărbați. Hai că da, poate nu l-o ghici nimeni, dar măcar pe aproape să fiți acolo și musai să nu depășiți prețul. Deci, cât să coste acest tricou X-Factor? Georgiana. 139. 139. 45. 45 îmi spune Alexandra. 80. Florin. 80 îmi spune Florin. 60. Și doamna Olga îmi spune 60. 60. Dragii mei, mie mi-a părut bine, chiar mi-a părut bine. Ați fost de la început aici și vă mulțumesc din suflet. Chiar mă bucur, dar din fericire pentru ea și din păcate pentru voi, Georgiana merge mai departe cu mine cu 139. La 149 acest tricou X-Factor. Bravo! Felicitări! De unde vii, Georgiana? Din Chitila, orașul Chitila. Din Chitila, da, că s-a făcut oraș până acum, nu era oraș. E oraș de mult timp. Pe vremea mea nu era oraș. Acolo erau romanii, dacii, m-am întâlnit cu Burebista la un moment dat, se certa cu Traian. Georgiana, mergem cu ea mai departe un pic să vedem ce joc, ce facem, ce premii mai avem pentru ea și, bineînțeles, pentru finaliștii noștri din această seară. Nu plecați nicăieri, prețul cel bun continuă. Ne distrăm, câștigăm și plecăm acasă fericiți. Nu-i așa, Georgiana? Corect. Da, și fii atent aici. 2450, 1895, 1705, 2900 și cu 2760. Prețul la ce crezi tu? Nu știu. Ne spune Andrei. Da, dragii mei, acum vă tentez cu o mașină de spălat cu uscător. Design modern, extrem de silențioasă, capacitate de spălare de 8 kg și de uscare de 5 kg. Multe programe de funcționare, afișaj electronic. Are și conexiune Wi-Fi la smartphone. Câte șanse vrei tu să câștigi această mașină cu uscător? Din prima... Din prima vrei? Da. Eu pot să-ți ofer 4 șanse. Ok. Dacă îmi spui, da, după ce ne explică Andrei ce produse avem aici. Avem un cântar de bucătărie extrem de precis, cu o greutate maximă a cântăririi de 5 kg, cu afișaj LCD. Bun mai ales la prăjituri, care nu prea ies atunci când le faci după ureche. E extraordinar într-o bucătărie. Avem o placă de păr de culoare roșie. Te rog, mai spune o dată, ce avem? O placă de păr. De ce? De? De culoare roșie. Bine, nu părul, placa. Ah, ok. Asta vreau să vă spun. Are mai multe funcții. Îndreaptă părul. Cine are? Face valuri. Cine are? Face bucle. Cine are? Sper să nu mai ai. Lucrează cu o temperatură variabilă între 150 și 230 de grade Celsius. Mergem mai departe, acolo lângă tine avem o cafetieră cu o putere de 800 de W. Este perfectă pentru momentele când ai casa plină de musafiri, având în vedere că ies 15 cești de cafea măricele din ea. Iar ultimul nostru produs este... Vă spun imediat despre ce, mi-e greu să pronunț, de asta spun. Este un aparat pentru prevenirea căderii părului. Stai, iartă-mă, iartă-mă! Te rog, iartă-mă! Iartă-mă! Iartă-mă, Andrei! Mi se pare că emisiunea asta ne-a venit târziu în viață. Dacă știam de acest aparat de prevenire a căderii părului,
Eram vâlvoi acum, îți dai seama. Nici nu mă vedeai de păr acum. Erai un Bon Jovi, nebunule, da. Erai ceva... Lejer. Da, vă mai spun o dată. Este un aparat pentru prevenirea căderii părului. Sistemul combină tehnologia laser cu cea a razelor infraroșii și a vibrațiilor biostimulatoare. Wow, ce mă încălzește chestia asta că e cu vibrații. În loc să te bucuri că tehnologia a avansat și poate cine știe, te văd și eu cu păr târziu. La pe cap. A picat tot ce se putea bioenergiza și tot ce... Lăsând glumele astea la o parte, da, jucăm pe bune pentru mai multe șanse să câștige această mașină de spălat cu uscător. Prețul ei este pe aici, pe undeva. Și ca să ai mai multe șanse, mai multe etichete, mai multe opțiuni, tu trebuie să-mi spui dacă prețul de 60 de lei, da, la acest cântar este adevărat sau fals. Este adevărat. Da. Fals. Okay. Ne concentrăm, da? Hai, nu ne grăbim. Poți să ceri și un sfat acolo cu cine ai venit tu? Prietenii mei. Cu prietenii tăi, da? Uite-i acolo sus. Ajutați-o. Placă de păr. 100 de lei. Spune-mi, te rog, este adevărat sau fals? Fals. Ok. Cafetieră, cât să fie cafetiera asta? Noi spunem că este 110 lei. Eu zic că este fals. Nu mă pricep, se pare. Am uitat ce este asta, stai un pic. Andrei, ce este? Un aparat pentru prevenirea căderii părului. Inventat târziu, din păcate, pentru toată planeta, dar mai ai niște pieptăni, acolo am văzut o forfecuță, mai ai și alte lucruri lângă el. Să faci ce? Să stai unghiile, eu știu ce să faci cu forfecuța aia, ce poți să tai? Noi spunem că este 289 de lei. Tu îmi spui că este... Fals. Fals. Hai să vedem. Adevărat! Adevărat! O singură șansă pentru mașina de spălat cu uscător. Cât să coste ea? Nu uita, e o mașină de spălat cu uscător. 2400. Am să zic, cred, 2760. 2760. Nu! 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 Ok. Ce nu? Ah, scuză-mă. Ok. Nu-ți pierde speranța, că vii în finală. Vine în finală cu noi, Georgiana, nu pleacă nimeni supărat de aici.